Salutare dragilor, ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Am și eu o recomandare astăzi legat de vinul pe care îl vom servi împreună. Și acesta vine tocmai din Italia, vine din Puglia, mai precis ca și regiune vitivinicolă. Este de la Crama Azienda Vinicola Albano Carisi. Recomandarea de astăzi se numește Fericire. Este Fericire. Ceea ce este și reprezentat pe această sticlă pe etichetă, Felicita, este exact melodia care înseamnă fericire a binecunoscutului cântăreț Albano Carisi, este crama dumnealui, așa cum spuneam și în episoade. Festivalul de la San Remo din anul 1982, unde a fost lansată și, bineînțeles, a câștigat acel festival de atunci. Este un cupaj de două soiuri de strugure, din soiul de strugure Sauvignon Blanc, care are 70%, și soiul de strugure Chardonnay, care are 30%. Haideți să-l desfacem și să vedem ce regăsim în sticlă. Îmi place foarte mult prezentarea și crama, îmi place ceea ce văd în momentul în care mi se oferă acest produs, pentru că este un vin aparte, un vin cu istorie, un vin deosebit și un vin care merită încercat. Această gamă de vinuri este o gamă de vinuri care este folosită în general în Horeca, adică în magazinele de specialitate, wine bar-uri și restaurante. Locul nu prezintă defecte, miroase foarte bine Sauvignonul Blanc. Deja se simte partea aceea de erbos, de fum costic. Incredibil, îmi place foarte mult. Ok. Și vom face acest lucru. Punem o cantitate. Așa. Avem nevoie de un planar. Este un galben pai cu reflexii aurii, un prim nas, Sauvignon Blanc clar, 100%, încă din primul nas, avem ierbos, avem fân cosit, ușor floral, pare destul de proaspăt din nas. În cel de-al doilea nas aromele sunt mult mai pronunțate și mult mai bine conturate. Îmi place ce miros. Foarte fresh, foarte plăcut, gustos, aromat, măr verde, piersică albă, ușor citric în post-gust, lămâie, lime. Și partea din spate, da, ultimele note ușor unctoase. Cred că și Chardonnay își spune cuvântul pe lângă Sauvignon Blanc. Da, își are partea sa de vină, să spun așa. Servit undeva la 8-10 grade ca și temperatură optimă. Și bineînțeles avem nevoie și de un preparat lângă. Trebuie să-l asociem cu ceva. După părerea mea ar fi indicat de salate mix cu somon, cu fructe confiate. Cred că un pește ar fi foarte bun și mă gândesc la un pește cu carne albă, o dorada, un păstră, da? Nu foarte, foarte gras. Are o acinitate destul de bună, nu este foarte ridicată, iar volumul de alcool este destul de bine integrat din câte observ. Eu zic că ar trebui să-l încercați, mie îmi place și de aceea am zis să împărtășesc experiența. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like, share și subscribe. Cheers!